Ministrul Justiției Tudorel Toader a cerut astăzi efectuarea unor controle la penitenciarele Gilava, Rahova și Giurgiu, după decesul fostului judecător Stan Mustață, informează Ager Press. Fostul judecător Stan Mustață a decedat în noaptea de miercuri spre joi din cauza unui infarct miocardic suferit în timp ce îi se făcea o dializă la spitalul Carol Davila. Acesta fusese transportat de la închisoarea Jilava. În cauza a fost deschis și un dosar penal de moarte suspectă. În data de 8 august 2018, în jurul orei 22, s-a înregistrat decesul unei persoane custodiate de penitenciarul București Jilava, care se afla internate într-o rețea sanitară publică. Conform procedurilor legale au fost dispuse următoarele măsuri: anunțarea familiei persoanei decedate, informarea judecătorului de supraveghere a privării de libertate și urmează a fi sesizate organele competente pentru cercetarea cauzelor și împrejurărilor care au condus la producerea evenimentului. Precizăm că persoana custodiată era înregistrată în evidența unității penitenciare cu afecțiuni medicale cronice. A transmis Administrația Națională a Penitenciarilor printr-un comunicat de presă. ANP a anunțat că a demarat și au o anchetă internă la nivelul penitenciarului Jilava după decesul fostului. Lui judecător Stan Mustață, care era încarcerat de mai bine de 2 ani pentru fapte de corupție.